Un tânăr a murit, iar un altul a fost rănit în urma unui accident petrecut marți în Poienele de sub munte pe drumul județean 187. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că un bărbat de 30 de ani din localitate care se afla la volan pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum în curbă s-a răsturnat cu mașina. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto și vătămarea corporală a unui tânăr de 26 de ani, tot din localitate, care a fost transportat la spitalul orășenesc Vișeu de Sus, unde a rămas internat. Bărbatul de la volan nu purta centura de siguranță și nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul fără permis.